Stimate domnule președinte Maia Sandu, stimate domnule comisar Johannes Hahn, stimați colegi, bine ați venit la briefing-ul susținut cu prilejul în vizite la Chișinău a domnului Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și administrație. Cuvântul se oferă doamnei președinte Maia Sandu. Stimate domnule comisar Hahn, dragă Johannes, vă salut la Chișinău. Vizita dumneavoastră vine într-un moment complicat pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga regiune, afectată de război și mai multe crize. Apreciem acest semn de solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova. Ultimele evenimente din regiune, prin care Federația Rusă a încălcat flagrant dreptul internațional, încălcând suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, sunt inacceptabile. Reiterez pe această cale sprijinul nostru necondiționat pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării vecine, Ucraina, în hotarele sale recunoscute internațional. Războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei a subminat ordinea internațională și are consecințe serioase pentru toată Europa. Republica Moldova este afectată mai mult decât alte țări. Pentru a trece cu bine peste această situație dificilă, avem nevoie de sprijin. Suntem recunoscători Uniunii Europene pentru sprijinul bugetar în valoare de 75 de milioane de euro și pentru prima tranșă de asistență macrofinanciară în valoare de 50 de milioane de euro oferite în ultimele luni. Moldova este în continuare țara cea mai vulnerabilă din punct de vedere energetic pe continentul european. Eforturile noastre de diversificare și eficiență energetică pe care le-am pornit anul trecut și le continuăm în acest an vor aduce rezultate palpabile doar pe termen mediu, dar astăzi avem nevoie de sprijin. Astăzi ne confruntăm cu riscuri mari în sectorul energetic, cu riscul întreruperii furnizării gazelor și curentului electric. Prețurile la resursele energetice sunt în continuare foarte volatile și mari. Problema energetică este acum una existențială pentru țara noastră. Guvernul trebuie să intervină nu doar pentru a asigura țara cu resurse energetice, dar și pentru a le oferi oamenilor compensarea diferențelor mari de preț. Guvernul a creat Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, care conține un mecanism țintit pentru compensarea cheltuielilor la energie pentru cetățenii cu venituri mici. Dar necesitatea de finanțare pentru acest fond crește odată cu creșterea prețului de achiziție a resurselor energetice. Domnule comisar, crizele cu care se confruntă țara noastră ne afectează profund. Prețurile exorbitante la energie au ridicat inflația la un nivel de 35%. Întreruperile în lanțurile logistice cauzate de război și pierderea unor piețe de desfacere afectează grav producătorii noștri. Presiunile pe buget sunt în creștere, avem nevoie de sprijin financiar pentru a echilibra bugetul pentru anul viitor. Suntem recunoscători Uniunii Europene pentru liberalizarea temporară a comerțului pentru 7 produse agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene. Acest pas a oferit un sprijin sesizabil agricultorilor noștri, care din cauza războiului au rămas fără piețele de desfacere în est. Vrem să avansăm în continuare spre eliminarea completă a cotelor UE la produsele agricole din Republica Moldova. Apreciem acordul temporar privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri. Vrem să contribuim de asemenea la inițiativa europeană Culoare de Solidaritate pentru Ucraina și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a ne sprijini în acest demers. Suntem recunoscători și pentru sprijinul Uniunii Europene oferit țării noastre prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Fondurile alocate vor fi foarte utile pentru consolidarea capacităților Armatei Naționale. Sperăm că putem conta pe acest sprijin și în anul viitor, pentru că ne-am propus să accelerăm modernizarea sectorului de securitate și apărare, o urgență având în vedere creșterea riscurilor de securitate în regiune. Salutăm intenția Comisiei de a introduce corupția în regimul de sancțiuni pentru drepturile omului ale Uniunii Europene. Corupția este un pericol
pentru democrație și pentru securitatea statelor și trebuie tratată ca atare. Am dorit să semnăm un acord bilateral cu Uniunea Europeană privind reducerea tarifelor de roaming. Un asemenea acord va contribui la apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și va oferi beneficii tangibile cetățenilor din țările noastre. Stimate domnule comisar, în ciuda tuturor crizelor, țara noastră avansează pe făgașul implementării reformelor. Ne-am propus și lucrăm serios la reforma justiției, la consolidarea capacității instituțiilor de combatere a corupției, facem eforturi pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, ne străduim și ne reușește, într-o anumită măsură, să consolidăm procesele democratice. Întreprindem măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. În ultimul an am majorat pensiile și plățile sociale pentru a ajuta oamenii cu venituri mai mici. Facem regulă în sistemul plăților sociale și în cel al salariilor din sectorul public pentru a asigura mai multă echitate. În pofida tuturor greutăților, vrem să construim în Moldova o țară în care oamenii vor și pot să trăiască bine. Vizita dumneavoastră confirmă dialogul foarte bun pe care îl avem cu Comisia Europeană în calitate de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Obținerea statutului de țară candidată în luna iunie este probabil realizarea cea mai importantă a țării noastre în acest an. Acest statut ne dă speranța într-o perioadă extrem de dificilă pe prin care trecem acum. El ne permite să ancorăm Moldova într-un spațiu economic, politic și valoric în care ne regăsim și să ne dezvoltăm într-o direcție clară care oferă cetățenilor noștri perspectiva unui trai mai bun, pașnic și prosper într-o țară democratică. Integrarea europeană este proiectul nostru național pentru care vom lucra unind eforturile întregii societăți, iar primii pași au fost făcuți deja. Guvernul a pregătit un plan de acțiune pentru realizarea celor 9 condiții formulate de Comisia Europeană în opinia către Consiliul Uniunii Europene atunci când a fost făcută propunerea de a oferi Republicii Moldova statutul de țară candidată. Echipele care lucrează la realizarea acestor măsuri au fost suplimentate cu specialiști calificați. Guvernul își propune să obțină progrese în termeni restrânși, astfel încât să putem avansa cât mai rapid la următoarea etapă în procesul de aderare. Vrem să ne mișcăm rapid în această direcție și așteptăm o cooperare activă și din partea Comisiei și a instituțiilor europene pentru a răspunde mai exact așteptărilor ce derivă din condițiile prezentate. Nu vrem un tratament preferențial, ci un dialog susținut care ne va ghida mai bine pe calea aleasă. Evenimentele dramatice din acest an ne-au arătat că în momentele de grea încercare, Europa își unește forțele și vine în ajutor. Am văzut că solidaritatea nu este doar o expresie, ci o valoare trăită pe viu de țările de pe continentul european. În astfel de perioadă, grija și ajutorul reciproc fac diferența între bine și rău, între speranță și deznădejde, între incertitudine și convingerea că viitorul poate fi mai bun. Sunt convinsă că și în Republica Moldova lucrurile se vor îmbunătăți și Republica Moldova are înainte un viitor bun, pașnic și prosper, alături de familia solidară a statelor europene. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna președinte. Cuvântul este oferit domnului comisar Johannes Hahn. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte, dragă Maia, mulțumesc pentru faptul că m-ați mai primit încă o dată aici, în Chișinău. Eu actualmente nu mai sunt responsabil de politica de vecinătate, însă în calitatea mea de comisar am toată justificarea să vin în Republica Moldova și să discut care ar fi pașii noștri următori. Cu adevărat am parcurs deja o cale destul de delungată împreună și sunt absolut de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, că cu adevărat există o perspectivă clară europeană pentru Republica Moldova. Eu cunosc că există o determinare enormă și în cadrul guvernului
Parlamentului, dar și cel puțin în marea majoritate din Parlament, de a urma anume această direcție de a combate corupția, de a obține independența sistemului judiciar. Eu cred că Republica Moldova se află pe calea corectă. Acest lucru a fost recunoscut și de statele membre ale noastre. Din acest motiv, noi simțim cu adevărat această obligație, această datorie de a vă ajuta, de a vă asista, în special în aceste momente atât de dificile pe care le trăiește actualmente Republica Moldova. Noi cu toții ne confruntăm acum cu consecințele războiului din Ucraina și, evident, recentele evoluții, ceea ce se întâmplă pe teritoriile ocupate de Rusia, cu adevărat este un lucru absolut inacceptabil, ceva ce trebuie să fie denunțat în continuare, din motiv că unul dintre aspectele fundamentale de coexistență internațională este respectul pentru integritatea teritorială a statelor. Evident, acest război afectează toată lumea și noi trebuie să rămânem în continuare apărătorii acestor principii internaționale. Desigur, acum cu toții ne concentrăm de criza energetică, cu toții ne ciocnim de rate sporite ale inflației. Acest lucru ne afectează pe toți. Evident, țările mici sunt cele mai vulnerabile. Din acest motiv îmi face tot ce ne stă în puteri pentru a vă proteja. Ați făcut referință foarte corect la progresul pe care l-am întrunit în relația noastră bilaterală. Dacă urmărim aceste trenduri atât de impresionante în creștere, în permanență dintre Uniunea Europeană, Republica Moldova, cu adevărat Republica Moldova și-a sporit acum mult mai mult exportul față de importuri și în cazul în care, deci în momentul în care pregăteam această vizită, încă o dată m-am convins câte exemple frumoase avem, exemple care demonstrează modul în care Moldova a progresat în trecutul recent, dar Moldova a devenit și binecunoscută acum în Europa, mulțumită și produselor agricole ale sale. Cu adevărat, sunt multe lucruri pe care le-am obținut. Noi, cu adevărat, am sporit și sprijinul nostru financiar în ultimii ani, sub formă de granturi, sub formă de împrumuturi, aproape 750 milioane euro, dar vom continua să sporim acest sprijin pentru a vă acorda tot sprijinul. Astfel încât să puteți compensa această criză, să puteți beneficia de toate resursele. Eu vreau să profit de acest prilej pentru a mai confirma încă o dată, acum în public, toate realizările dumneavoastră, de exemplu, în economiile, în eficiența energetică. Acesta este un aspect foarte important acum. Pot să vă spun că și cetățenii dumneavoastră și-au făcut bine partea lor de muncă. În cazul nu ar fi corect să zicem că totul va fi bine, că nu avem deloc provocări în față, acest lucru ar fi incorrect, dar la sigur putem să facem față la aceste provocări împreună și vreau încă o dată să confirm, stimată doamnă președinte, să confirm cetățenilor dumneavoastră că Europa nu este doar de partea dumneavoastră, noi chiar ne dorim să vă ajutăm, să vă ajutăm în special în problemele care țin de lanțurile logistice, de livrările de energie. Noi împreună cu colegii suntem implicați în continuare în discuțiile și sunt convins că vom reuși să găsim o soluție care în ultimă instanță va fi acceptabilă pentru toți și va fi una fezabilă pentru Republica Moldova, din motiv că avem nevoie de voi. Sunteți o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și trebuie să rămâneți nu doar țară candidată, trebuie să deveniți țară membră la Uniunea Europeană. Pentru aceasta trebuie să muncim împreună. Iar avantajul să fii membru la o familie mai mare este că ești protejat împotriva riscurilor, împotriva provocărilor. Anume, aceasta și înseamnă Uniunea Europeană, asta și presupune Uniunea Europeană, să ne ajutăm unii pe alții în cadrul unei familii și dumneavoastră sunteți acum practic un membru a familiei noastre, deci vrem să vă reasigurăm că vom face totul pentru a vă ajuta, pentru a vă sprijini și pentru a respecta
aceste așteptări din partea cetățenilor noastre în lumina perspectivei europene. Mulțumim foarte mult! Doamna președinte, vreau să vă întreb dacă de la 1 octombrie vom avea gaz, se gândește Gazprom să sisteze livrările, sunt anumite semnale pe care le-ați primit în acest sens, de ce ar face acest lucru și ce scenarii alternative avem în cazul în care de la 1 octombrie rămânem fără gaz? Totodată vreau să vă întreb în ceea ce privește energia electrică, ce scenarii sunt în cazul în care Gazprom sistează livrările? Și o întrebare către domnul comisar, vreau să întreb cum va ajuta Uniunea Europeană, Republica Moldova, în cazul în care Gazprom va sista livrările de gaz pentru țara noastră? Mulțumesc! Cunoașteți că avem rezerve de gaze pentru o anumită perioadă, nu foarte mare, dar cel puțin mai în jur de câteva săptămâni și în cazul în care Gazprom va decide să deconecteze Republica Moldova în pofida contractului sau în contradicție cu angajamentul pe care îl are în contract, vom consuma aceste rezerve și ulterior guvernul va pune în aplicare celelalte planuri de achiziție de gaze din alte surse. Nu știm la moment cum va proceda Gazprom, chiar dacă au rămas ore numărate până la 1 octombrie. Și dacă vom fi deconectați, repet, în pofida faptului că avem un contract pentru următorii 4 ani, asta va însemna că Gazprom nu vrea să ne vândă la un preț mai mic, așa cum stabilește contractul pentru perioada care începe cu 1 octombrie. Și pe partea de energie electrică discutăm toate scenariile posibile. Evident că Republica Moldova, fiind conectată în rețeaua ENTSO-E, poate să cumpere energie electrică. Aici întrebarea este iarăși în raport cu prețul. Deci se discută și cu Tiraspolul, se discută și cu Ucraina, dar se discută și cu alți potențiali furnizori de energie electrică. Bine, în cazul în care acest lucru se va întâmpla cu adevărat și noi am văzut de fapt în trecutul recent că Rusia nu își onorează nici un fel de obligațiuni, nu își respectă angajamentele, noi vom face totul ce ne stă în putere și aceasta a fost una din temele de discuții, să vedem cum cu adevărat am putea să ajutăm Republica Moldova în această situație să beneficieze de volumul necesar de gaz, aș putea spune, la un preț rezonabil. Nu pot să vă spun mai mult la moment, dar categoric acesta este scopul nostru, din motiv că suntem absolut conștienți de constrângerile bugetare și financiare din țara dumneavoastră și este inimaginabil să punem o presiune și mai mare pe buget, fiindcă, de altfel, s-ar putea să existe diferite evoluții, dar nu este intenția noastră. Intenția noastră este să ajutăm Republica Moldova, să le dăm toată siguranța cetățenilor Republicii Moldova și să le oferim o perspectivă clară europeană. Și în acest context, evident, vom oferi sprijin, suport aici, identificând soluții pentru diferite probleme, fiindcă aceasta este parte la înțelegerea noastră a ceea ce înseamnă perspectiva europeană. TVR Moldova. Doamna președinte, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Rusia, Maria Zaharova, a declarat că autoritățile de la Chișinău ar întreprinde un șir de măsuri la indicația din afara țării împotriva relațiilor cu Federația Rusă. Vreau să ne comentați aceste declarații, plus vrem să ne oferiți un comentariu pe marginea decretului semnat de președintele rus Vladimir Putin, prin care Federația Rusă recunoaște independența regiunilor ucrainene, Zaporojie și Herson. O întrebare este pentru domnul Iohannis Hahn. După anunțul președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea parțială în Federația Rusă, autoritățile de la Chișinău s-au arătat îngrijorate de eventuală o criză de refugiați în Republica Moldova generată de o escaladare a conflictului în Ucraina. Cum vedeți dumneavoastră acest pericol și cu ce măsuri de susținere ar putea veni Uniunea Europeană pentru Republica Moldova în cazul în care se va întâmpla acest lucru? Mulțumesc!
Așa cum am spus de fiecare dată, cu fiecare ocazie și cum am menționat și astăzi, Republica Moldova respectă integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și respectiv consideră false referendumurile și nu recunoaște nicio acțiune ulterioară acestor referendumuri false. Iar cât ține de relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, evident că ea a fost afectată dramatic de această invazie a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Noi am condamnat și o să condamnăm în continuare acest război și o să condamnăm aceste acțiuni, repet, care nu respectă dreptul internațional și nu respectă integritatea și suveranitatea altor țări. Decizia recentă a domnului Putin, anume de a cere de la tineri să se înroleze în armată, cu adevărat ar putea să declanșeze un val de refugiați și în Moldova și în țările europene. Este o situație pe care deja am observat-o în mai multe țări și s-au purtat și discuții în statele membre. Noi am asistat Republica Moldova în această primăvară, ajutându-o să facă față la acest val enorm, la acest influx enorm de refugiați din Ucraina. Și cu adevărat vreau să profit de acest prilej pentru a felicita încă o dată țara și cetățenii Republicii Moldova pentru ceea ce ați reușit să faceți. Voi ați găzduit pe cap de locuitor cel mai mare număr de refugiați și cred că și în continuare vreo 80-100 de mii de refugiați rămân în țară. Deci, cu adevărat, este un procentaj enorm, deci cam 5% din populație. Noi v-am ajutat în primăvara acestui an cu câteva milioane de euro pentru gestionarea frontierelor, dar de asemenea am ajutat și cu ajutoare umanitare, am ajutat în bunuri și o să vă ajutăm evident și în cazul în care o să vină un nou val de refugiați. Înțeleg că deja au început să vină refugiați, deci o să vă ajutăm neapărat să faceți față la aceste provocări, fiindcă am zis, aceasta este parte la modul în care înțelegem noi ajutorul pentru membrii familiei europene, în cazul în care membrii familiei se ciocnesc de așa dificultăți. Deci acest ajutor vine suplimentar la celelalte crize de care vă ciocniți, cum ar fi criza energetică și altele. Dar acest lucru, de asemenea, trebuie să fie conceput. Ca și o acțiune de disperare, deci o decizie care derivă din disperarea domnului Putin, faptul că procedează în așa mod, deci faptul că mobilizează cetățenii de rând. Deci, prin aceasta se dovedește încă o dată că nu mai este vorba de intervenții speciale, este vorba de un război. Faptul că mobilizează tinerii să participe în acest război. Am toată convingerea că Ucraina va fi capabilă să reziste acestor provocări. Însă, trebuie, evident, să ajutăm în special țările care sunt afectate, cum ar fi Republica Moldova, fiindcă cu adevărat țara noastră a fost afectată în mod profund de acest război și noi vedem diferite manifestări ale modului în care a fost afectată țara, situația energetică, situația cu refugiații, dar și impactul asupra comerțului, asupra economiei. Dacă arunc o privire la cifrele a evoluției economice, dezvoltării economice din anul trecut, din anul acesta, cu adevărat a fost un declin. Înțelegem că parțial s-a datorat acest declin și pandemiei, însă, în afară de aceasta, evident, a fost un mare impact și din partea războiului. Deci noi nu putem să punem sub risc niște evoluții pozitive care au fost înregistrate anterior. Deci vom asista și din această perspectivă. Deci tot ce putem pentru a consolida, pentru a proteja evoluțiile pozitive pe care le-am urmărit în Republica Moldova în anii precedenți, sub conducerea doamnei președinte. Stimați colegi, vă mulțumim de imediatul la sfârșit. O zi bună tuturor! Mulțumim!
Thank you.